La solicitarea cetățenilor care își valorifică surplusul de produse obținut în gospodărie în piața agroalimentară, Primăria Comunei Zbiceni a accesat fonduri europene prin intermediul unui proiect depus pe GAL în valoare de circa 100.000 de euro. Partea de cofinanțare, în cuantum de 40% din valoarea totală a investiției, a fost asigurată de la bugetul propriu. Lucrările sunt aproape finalizate, investiția urmând a fi dată în folosință în scurt timp. Pe GAL am reușit să accesăm fonduri europene, astfel încât cu o parte de contribuție din bugetul local să realizăm acest obiectiv. Astăzi suntem cu el finalizat, urmează constructorul să-și aducă dotările din proiect și acest obiectiv, într-adevăr, îndeplinește norme, are și un aspect foarte frumos, este bine finisat. Suntem bucuroși că am avut un constructor de cea mai bună calitate, încât, într-un final, ne lasă un obiectiv pentru oameni, pentru imaginea Comunei Zbiceni, un obiectiv cu adevărat funcțional și bine realizat. Noua piață agroalimentară va oferi comercianților din zonă care doresc să-și valorifice surplusul de produse obținut în propria gospodărie condiții optime. Investiția respectă toate normele sanitare în vigoare, dar și condițiile impuse de ISU. Pe perioada de vară vom avea parte de frig, pe perioada de iarnă vom avea căldură prin panouri radiante, deja montate, adică dacă obiectivul este finalizat, se poate vedea acolo tot ce înseamnă parte de instalații, urmând ca să vină constructorul cu tot ce mai înseamnă dotările, frigorifice, frigidere, tonetele pe care le vor așeza în partea acoperită și într-un final o să avem dotările corespunzătoare. Da, într-adevăr, o să avem toate dotările corespunzătoare pentru piața modernă. Administrația locală va amenaja din bani de la bugetul local întreaga zonă din jurul pieței agroalimentare. Pentru că localnicii preferă să vină cu mașina la piață pentru a-și face cumpărăturile, acolo va fi construită și o parcare. Aceasta ar urma să deservească atât cumpărătorii cât și comercianții care își aduc marfa cu ajutorul mijloacelor de transport.